Spitalul de urgență Buzău face angajări în această perioadă. În total sunt vacante 8 posturi, toate cu încadrare pe o perioadă nedeterminată, pentru care concursurile se vor organiza în perioada 15-24 iulie. Se caută un medic, un economist, un analist programator, 2 statisticieni debutanți, 2 referenți de specialitate și un cadru tehnic PSI pentru mai multe secții ale unității medicale. Pentru secția Upus Murt este scos la concurs un post vacant de analist programator debutant. La structura de management a calității serviciilor de sănătate sunt scoase la concurs 3 posturi vacante, un post de medic, un post referent de specialitate gradul 1, un post de referent de specialitate gradul 2. În cadrul serviciului de statistică medicală sunt scoase la concurs 2 posturi de statistician medical. La serviciul financiar contabilitate este scos la concurs un post vacant de economist gradul 1A și mai este scos la concurs un post de cadru tehnic PSI pentru pompieri. Toate detaliile despre concursurile organizate de Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru ocuparea celor 8 posturi libere pot fi consultate pe site-ul unității spitalbuzau.ro la rubrica Angajări personal.